Asta e armata lui Daniel. Iată de ce politicienii se tem de el. Sute de autobuze. Nu fi toate ale lor, dar fost închiriate de biserică pentru a transporta enoriași din toată țara la evenimentul din capitală. Da, acolo știi că e ministru, impresionant. Nu-ți trebuie nici tancuri, nici blindate. Îi hrănești cu timirce și le dai promisiunea de viață veșnică și te-ai scos. Piața Constituției și Bulevardul Libertății. Libertatea sacrificată voluntar.
Unii vin la slujbă, dar mai mulți pleacă.